Vreau în dimineața aceasta să continuăm studiul pe care l-am început aseară, pentru că aseară am început să vorbim despre întâmplarea care a avut loc la templu, cu ocazia în care Petru și cu Ioan s-au dus să se închine. Și vă aduceți aminte, la poarta templului, poarta numită Frumoasă, era un om olog, spune Biblia, din naștere, care cerea și el de milă câte ceva din partea trecătorilor. În dimineața aceasta vreau să mergem un pic mai departe cu această întâmplare, această istorie, și să vedem ce alte învățături mai putem să extragem din pasajul acesta Bibliei. Pentru că vreau să vă spun că sunt foarte multe lecții. Și Biblia, dacă o citim cu atenție, la fiecare pas și de fiecare dată găsim învățături noi și potrivite pentru situația prin care fiecare dintre noi trecem. Așadar, vă invit să deschidem încă o dată Bibliile în Faptele Apostolilor, capitolul 3, și să citim împreună de la versetul 1 în continuare. Recitim pasajul pe care l-am parcurs și în ocazia precedentă. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că vroia să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el s-a uitat la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umbră. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umple. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Domnul. Tot norolul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era acela ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplase. Dragii mei, în ocazia precedentă am vorbit despre faptul că omul acesta se afla într-o situație foarte specială. Și situația aceasta specială se datora faptului că el pierduse ocazia în cei 3 ani și jumătate de a fi vindecat de Domnul Iisus Hristos. Să stai 3 ani jumate la poarta templului și Domnul Iisus Hristos să treacă pe lângă tine de atâtea ori și tu să nu fii vindecat? Aseară vorbeam despre faptul că omul ăsta, fiind născut cu problema pe care o avea, fiind o loc din naștere, el a crezut că așa e viața. Și de multe ori și noi avem impresia că dacă ne-am obișnuit cu un păcat, e normal. O să ne mântuiască Domnul și așa. Și am observat noi că lucrurile astea sunt cele mai periculoase, că atunci când te obișnuiești cu un păcat și nu ți se mai pare greșit, nu mai simți nevoia de a fi vindecat. Însă ocazia asta vreau să mergem un pic mai departe, pentru că la un moment dat în viața acestui om și în inima acestui om s-a trezit dorința să fie și el vindecat. A auzit că colegii lui au fost vindecați, a fost vindecat omul de la scăldătoarea Betesda, a fost vindecat, știu eu, orbul Bartimeu, a fost înviat din morți Lazar din Betania și treptat a început să se producă ceva în inima lui. Dacă la început a considerat că era normal, cum se născuse el, nu-i mai așa era viața. Nu-l durea nimic, se obișnuise. Dar la un moment dat a început să se înfiripe și în inima lui dorința de a fi vindecat. Și când în sfârșit a zis și el să fie vindecat, s-a întâmplat un lucru, frații mei. Domnul Hristos s-a înălțat la cer. Vă gândiți ce era în inima omului ăstuia? Doamne, eu toată viața am fost bolnav, am crezut că e normal să fie așa, mă obișnuisem, dar în sfârșit mi-am dat și seama că nu e bine cum eram. Și acum, când am vrut și eu să vin să fiu vindecat, Domnul Iisus Hristos nu mai e. Caută-L dacă mai ai de unde să-L iei.
Fețele bisericești, fariseii, preoții cei mai de seamă, împreună cu romanii, l-au prins pe Domnul Iisus Hristos, l-au judecat rapid, l-au crucificat, Domnul Hristos a murit, a înviat și s-a înălțat la cer. Nu este problemă mai mare și nu este durere mai mare ca atunci când în sfârșit se trezește o dorință în sufletul tău, vezi care este soluția, dar dintr-o dată ți se ia și ultima șansă, și ultima speranță de a căpăta și tu vindecare. Să-ți promită cineva ceva și la un moment dat să aștepți, să te bazezi pe lucrul acela, dar să rămâi cu ochii în soare. Vi s-a întâmplat vreodată? Nu e dezamăgire mai mare. Nu e durere mai mare. Dragii mei, omul acesta nu știa că mai poate să facă altcineva minunile pe care le-a făcut Domnul Hristos. Până atunci nu mai fusese nimeni care să facă minuni. Ioan Botezătorul predicase, dar el nu făcuse nicio minune. Ucenicii au fost împreună cu Domnul Hristos. Domnul Hristos făcea minunile. Se pare că și ucenicii au predicat Evanghelia, au scos duhuri rele, dar nu aveau aceeași putere pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos de a vindeca. Și acum, cel care putea să aducă vindecare plecase, era la cer și el a trebuit să se întoarcă, omul acesta, la poarta templului, o loc din naștere, să se confrunte cu boala lui și cu nenorocirea lui. Dragii mei, nu ne găsim și noi uneori în situația acestui olog? Vi s-a întâmplat vreodată să strigați către Domnul pentru o dorință bună? Ca Domnul să vă vindece copilul care este bolnav? Ca Domnul să fie alături de dumneavoastră? Ca Domnul să intervină în viața dumneavoastră? Și strigați la Domnul și vă rugați, dar parcă Domnul trece pe lângă dumneavoastră și parcă nu aude rugăciunea dumneavoastră? Aveți în viața dumneavoastră lucruri pe care nu le înțelegeți și vă întrebați și îl întrebați pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce ai îngăduit lucrurile astea în viața mea? De ce m-a dat afară de la servici? De ce mă confrunt cu problemele cu care mă confrunt? De ce am probleme în familie? De ce copilul este neascultător? De ce dacă mă rog, parcă nu mi-l răspunde Dumnezeu la rugăciune? Dragii mei, ceva de felul ăsta se întâmpla și în inima acestui om bolnav. Pentru că el se întreba, Doamne, de ce dacă mă rog, de ce dacă în sfârșit vreau și o vindecare, nu mai are cine să mă mai vindece? Ce dezamăgire era în inima acestui om. Însă, dragii mei, vreau să vă arăt pe baza cuvântului lui Dumnezeu că nu la voia întâmplării omul ăsta nu a fost vindecat în cei 3 ani și jumătate cât Domnul Iisus Hristos a predicat în Ierusalim. Pentru că Dumnezeu avea un alt plan prin vindecarea Lui. Noi de multe ori vrem ca Dumnezeu să răspundă așa cum vrem noi. Când vrem noi și cum vrem noi. Pentru că noi credem că așa este cel mai bine, nu-i așa? Însă Dumnezeu are un alt plan, dragii mei. Și Biblia spune prin profetul Ieremia, bine e să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Așa e că e greu să aștepți? Așa e? Noi am vrea acum să vină autobuzul, noi am vrea acum să vină trenul, dar trebuie să-l aștepți. Uneori îl pierzi și trebuie să-l aștepți pe următorul, nu-i așa? Dragii mei, cu ceva timp în urmă, am întâlnit și eu o situație de felul acesta și se potrivește foarte bine cu cazul acestui om bolnav. Și lecția pe care aș dori să o evidențiez din cazul acestui om pentru noi astăzi. Eram în primii ani de pastorație. Era al doilea al meu district. Și într-una dintre ocazii, într-o vineri seara, după ce m-am întors de la biserică, eram pe drum, mergeam spre casă, mă sună prezbiterul unei biserici pe care o păstoream și zice, frate pastor, să vă povestesc un lucru. Zice, în seara asta s-a întâmplat ceva la biserică. Ce s-a întâmplat? Zice,
Înainte ca să deschidem ușa, poarta la biserică și să deschidem biserica și să fie programul de vineri seara de la adunare, zice, în fața porții la biserică era o fetiță la vreo 90 ani. Și zice, aștepta îmbrăcată frumos înainte să se deschidă biserica. Nu mai venise niciodată la biserică, dar atunci a venit prima dată. Zice, fratele care deschide biserica, care face căldura la biserică, a deschis, a chemat-o, fetița a venit la biserică, s-a așezat și-a pe un scaun, a așteptat să înceapă predica, a stat la toată predica. Frații se tot întreba, mă, cine este fetița? Dar până s-a terminat predica, până și-au luat rămas unul bun unul de la altul, fetița a plecat înainte ca ei să o întrebe cine sunt părinții și a cui este. Și acum fratele prezbiter mă suna și îmi zice, frate pastor, nu s-a mai întâmplat niciodată așa să vină un copil singur la adunare. Zic, fraților, dacă mai vine mâine, să întrebați cine este și să-i spuneți, să-și întrebe părinții să-i facem o vizită. Să stăm de vorbă și cu părinții, să vedem cine este, care este familia. A doua zi dimineață, la ora de rugăciune, tot la fel. Nici nu se deschisese bine ușa la biserică, că fetița asta prima la biserică. Îmbrăcată frumos, a venit de dimineață, de data asta frații n-au mai așteptat până la sfârșit. S-au dus la ea, au întrebat-o, a cui ești tu? Și a spus, cum îi cheamă pe părinții ei, frații de la biserică îi cunoșteau pe părinți. Și zice, uite, să întreb pe mama și pe tata tău dacă am putea să le facem o vizită împreună cu fratele pastor. După ce s-a terminat programul de dimineață de la biserică, fetița a plecat acasă și a întrebat părinții și după amiază a venit și a zis, fraților, părinții vor să veniți să le faceți o vizită. Duminică, de dimineață, împreună cu prezbiterul, a mers să facă o vizită la familia aceasta. Fraților, o familie frumoasă, două fetițe micuțe, cea mai mare avea în jur de 10 ani, așa cum v-am zis, mai avea o surioară mai mică. Și m-am dus cu bucurie la familia aceasta să-i cunosc, am făcut cunoștință cu ei și la un moment dat îi întreb, văd că aveți doi copii, aveți două fetițe, să le binecuvinteze Domnul. Și dintr-o dată, fraților, dacă până atunci doamna respectivă și cu soțul ei erau fericiți, dintr-o dată am văzut că s-a lăsat o tristețe pe fața lor. Și mi-am dat seama că e ceva. Și doamna respectivă îmi zice, păi, frate pastor, noi avem fetițele acestea două, dar zice, mai avem și un băiețel. Păi zic, unde e băiețelul? Și îmi zice așa. Zice, frate pastor, de când s-a născut băiețelul? Zice, s-a născut cu o malformație la creier. Și n-am putut nici măcar o zi să-l iau acasă de la spital. Are nevoie de tratament specializat și de când s-a născut este într-un centru special de tratament. Zice, avea vreun an și jumătate, dacă nu mă înșel atunci. Și mămica aceasta îmi povestea cu lacrimi în ochi și îmi spunea, în fiecare săptămână de două ori parcurgea distanța din localitatea în care se afla, din satul în care se afla, până în oraș, vreo 40-50 de kilometri, de două ori pe săptămână, să se ducă să stea câteva ore cu băiețelul ei. O mămică care, ați văzut cum aștepți un copil atunci când se naște, și aștepta și ea să-și ia copilul acasă, dar n-a putut să-l ia nici măcar o zi. Și de două ori pe săptămână se ducea să stea împreună cu băiețelul ei. Și frații mei, mi-a pus cea mai grea întrebare printre lacrimi pe care un pastor poate să o primească din partea cuiva. Și întrebarea asta a fost următoarea. Frate pastor, de ce s-a născut băiețelul meu așa? Cu ce a greșit? Că un copil nevinovat. Nu a putut să facă niciun păcat. Ca să zici că Dumnezeu îl pedepsește. Frații mei, ce să răspunzi unei mămici care n-a putut să-și ia copilul nici măcar o zi acasă? Ce explicație să dai? Ce să zici?
Am încercat să găsesc un răspuns, dar eu în adâncul sufletului meu aveam întrebarea asta. Doamne, de ce? De ce ai îngăduit așa ceva? Niște oameni tineri, o familie frumoasă, doi oameni care îl căutau pe Dumnezeu, care te întreabă de ce? Fraților, ce ați fi răspuns unei astfel de femei? Ce ați fi răspuns unei mămici care se întreabă și zice, de ce a îngăduit Domnul așa ceva? Sau mai mult decât atât, se întreabă și zice, dacă m-am rugat la Domnul să vindece, de ce nu răspunde Domnul la rugăciune? Că doar mă rog, e un lucru rău să te rogi ca copilul tău să se vindece? E un lucru rău? Nu e un lucru rău. Dacă nici rugăciunea asta nu e o rugăciune bună, atunci care mai este rugăciune bună? Și atunci te întreb, dacă mă rog o rugăciune bună și după cum îi place lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciune? Frații mei, am mai stat ceva timp în mijlocul familiei respective, dar eu însumi după aceea am plecat așa cu inima strânsă, pentru că a rămas întrebarea asta în mintea mea. Doamne, de ce? De ce? Au mai trecut câteva luni de zile și la un moment dat, la București, s-a desfășurat Olimpiada Biblică pentru copii. Și printre copiii care s-au calificat la Olimpiadă la București, au fost și fetițele acestei doamne. Au început deja să vină, începuseră deja să vină la biserică. Și când am mers la București cu toți copiii de la biserică, ne-au împărțit pe mașini, care unde o să meargă, și doamna aceasta împreună cu fetițele ei au mers împreună cu mine cu mașina. În mintea mea încă era întrebarea, fără răspuns, de ce a îngăduit Domnul lucrul ăsta? Și în timp ce stăteam de vorbă cu dânsa, frații mei, la un moment dat mi-a venit un gând, ca și cum Dumnezeu l-a pus în mintea mea. Și o întreb pe femeia asta în felul următor. Și fiți atenți, dragii mei, ce mi-a trecut prin minte în momentul acela? Și o întreb și zic în felul următor. Auziți? Dacă copilul dumneavoastră nu s-ar fi născut bolnav, băiețelul dumneavoastră, v-ați fi trimis vreodată fetițele la biserică? A stat așa pe gânduri și a zis, frate pastor, niciodată nu mi-ar fi trebuit Dumnezeu. Că zice, aveam tot ce-mi trebuie. Eram căsătorită, aveam două fetițe, viață, nu aveam probleme așa serioase, nu-mi trebuia Dumnezeu. Dar zice, după ce s-a născut băiețelul bolnav, zice, atunci mi-am dat seama că am nevoie de Dumnezeu. Atunci mi-am dat seama că nu vreau ca fetițele mele să trăiască în lumea asta fără Dumnezeu și le-am trimis la biserică. Și atunci, dragii mei, am prins mai mult curaj și i-am spus în felul următor. Zic, Doamnă, s-ar putea ca, chiar dacă lucrul ăsta pare greu și e dificil, dar s-ar putea ca Dumnezeu să fi îngăduit lucrul ăsta ca o binecuvântare, pentru ca dumneavoastră să puteți să fiți mântuită, pentru ca fetele dumneavoastră să fie mântuite și atunci când Domnul va reveni să vă bucurați nu doar de fetițele dumneavoastră în cer, și să vă bucurați și de băiețelul care acum este bolnav, pe care când Domnul va veni, îl va face sănătos. Dragii mei, am învățat din lucrul acesta, din experiența aceasta cutremurătoare a unei mame, că nu orice ni se pare nouă rău este cu adevărat rău. Că nu de fiecare dată când Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea, Dumnezeu nu vrea să ne asculte. Și poate că Dumnezeu are un plan mai bun. Mă întorc la omul acesta bolnav din naștere, care stătea la poarta frumoasă a templului. Poate că în inima lui era dezamăgit și cartea Patriarhi și Profeți vorbește că el s-a confruntat cu o dezamăgire cruntă. Pentru că atunci când și el a vrut să fie vindecat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Însă, dragii mei, vreau să vă arăt un lucru și Biblia ne răspunde de ce nu l-a vindecat Domnul Iisus Hristos mai devreme. De ce l-a lăsat pe el? Pe alții i-a vindecat, zice că trecea Domnul Hristos prin sate și după ce trecea pe acolo nu mai era niciun bolnav. Vă dați seama? Să treacă Domnul prin localitatea dumneavoastră și toată lumea să-și aducă bolnavi și pe toți să-i facă bine. Nu mai e niciun bolnav.
E, și să auzi că Domnul i-a vindecat pe toți și tu ai rămas ultimul bolnav nevindecat, mare durere trebuie să ai în suflet. Dar vreau să vedeți, frații mei, de ce a îngăduit Domnul ca omul ăsta să fie vindecat mai târziu? Faptele Apostolilor, capitolul 3, ne vorbește despre vindecarea acestui om. Și după ce el a fost vindecat, dacă veți citi capitolul în continuare, veți vedea că tot Ierusalimul a început să se frământe. Cum au început iar să se facă minuni? Parcă Domnul Iisus Hristos, care făcuse minuni, a murit. Parcă s-a înălțat la cer. Nu mai e cine să facă minuni. Dar au început iarăși să se facă minuni? Și oamenii au început să se strângă. Și ocazia aceea a fost ocazia folosită de Dumnezeu ca Petru să iasă în față și să țină o predică, frații mei. Ba mai mult spune că după aceea Petru și cu Ioan, zice, au fost prinși de către preoți și băgați la închisoare. După ce i-a bătut un pic zdravăn, le-a dat drumul și zice că Petru și cu Ioan s-au dus tot în templu și au început să predice. Dar toate lucrurile astea, frații mei, au pornit de la vindecarea acestui om. Și fiți atenți rezultatul. Capitolul următor, Faptele Apostolilor, capitolul 4. Hai să citim de la versetul 1. Ascultați ce zice Biblia. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanii templului și saducheii. Foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau un Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Și auziți, frații mei, versetul 4. Însă mulți dintre cei ce auzise cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Frații mei, vreau să vă întreb un lucru. A meritat ca omul ăsta să aștepte să fie vindecat de Domnul? Ca experiența aceasta a lui să fie folosită de Dumnezeu ca o oportunitate ca 5.000 de oameni să se pocăiască și să afle despre Dumnezeu? A meritat? A meritat, frații mei. Cred că dacă el ar fi știut lucrul ăsta, nici nu s-ar fi îngrijorat. Ar fi zis, domnule, dacă se mai botează încă 5.000 de oameni atunci când o să fiu eu vindecat, pot să mai aștept încă 15 ani, nu e nicio problemă. Dar încă 5.000 să vină și mama, și tata, și bunicul, și nepotul, și trănepotul, și să vină toți să se pocăiască la Dumnezeu. Merită? Merită, frații mei. E, acum mă întorc la întrebarea pe care am pus-o la început. Dragii mei, știți că uneori noi ne rugăm rugăciuni bune la Dumnezeu și ne așteptăm că dacă facem o rugăciune bună să ne răspundă Domnul la rugăciune acum. Păi o rugăciune rea să te rogi pentru sănătatea nepoțelului tău? Să te rogi ca Dumnezeu să fie alături de tine, să-ți dea un loc de muncă? E o rugăciune rea? Nu e, frații mei. Dar uneori la rugăciuni bune parcă Dumnezeu nu răspunde. Nu răspunde pentru că Dumnezeu are un plan mai bun. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă cumva problema prin care noi trecem și pentru care ne rugăm la Dumnezeu să o rezolve, este de fapt mijlocul prin care Dumnezeu caută să mântuiască nu doar pe mine, ci să mântuiască și pe copilul meu, și pe soțul sau pe soția mea, și pe vecinul meu. Vreau să vă întreb, ar merita să mai aștepte Domnul? Merită. Merită să mai aștept și eu răspunsul Domnului? Merită. Dragii mei, dacă cumva întârzierea lui Dumnezeu este de fapt mijlocul prin care vecinul privește la mine și zice, uite măi, omul ăsta trece prin necaz, se roagă la Domnul, nu-i răspunde Domnul, e în continuare se confruntă cu necazul, dar uite mă ce om credincios a rămas în ciuda faptului că e bolnav, în ciuda faptului că are probleme. Uite mă ce încredere are și cât de mult se roagă la Dumnezeu. Păi aș vrea să fiu și eu ca un om ca ăsta. Dragii mei, s-ar putea ca atunci când Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni și noi ne confruntăm cu probleme, Dumnezeu să se folosească de un astfel de moment pentru ca ceilalți din jurul nostru să se uite la noi și să vadă ce credință avem noi. Ce trist este că de multe ori
creștinii care se roagă la Domnul nu mai au răbdare să răspundă Domnul atunci când crede El că este cel mai bine. Dragii mei, ne mai rugăm noi și zicem, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Știți cum sunt creștinii astăzi? Dacă Dumnezeu nu răspunde astăzi cum vreau eu, nu mai întrebe Dumnezeu, că înseamnă că Dumnezeu m-a uitat. N-ați auzit de oameni care se supără pe Dumnezeu? N-ați auzit de oameni care se descurajează cât le merge bine, vin la biserică, sunt credincioși, cântă, dau slavă lui Dumnezeu, dar când vine primul necaz, ce fac? Nu le mai trebuie Dumnezeu. Gata. Pentru că la toți ne place de Dumnezeu când ne binecuvintează. Dar când Dumnezeu ne lasă să trecem și prin încercări, nu ne mai place de Domnul, nu ne mai place să fim creștini, nu-i așa? Când te dă afară de la servici, când ai probleme de sănătate și strigi la Domnul și Domnul parcă nu te aude, ce zici? Bă, dacă Domnul nu mă aude, atunci nu mai întrebe. Dar, dragii mei, uitați că omul ăsta a așteptat să fie vindecat și pentru faptul că a așteptat, Dumnezeu la momentul potrivit l-a vindecat în așa fel ca vindecarea să nu aducă un beneficiu doar în viața lui, ci să aducă un beneficiu în viața a 5.000 de oameni. Dragii mei, bunica mea s-a rugat 40 de ani pentru doi băieți care se depărtaseră de Dumnezeu. 40 de ani. V-ați fi rugat o rugăciune 40 de ani dacă Dumnezeu nu vă dădea răspuns? E greu să te rogi 40 de ani. La 7 ani după ce a murit bunica, de fapt, ultimele cuvinte pe care bunica le-a zis înainte să moară, a chemat toți copiii și le-a spus celorlalți, să vă rugați în continuare pentru băieții mei. La 7 ani după ce a murit bunica, cel de-al doilea băiat s-a întors la Domnul. Bunica nu știe lucrul ăsta, dar când o să învieze, o să-l vadă și pe el. Și rugăciunea ei a fost ascultată după 47 de ani. După 47 de ani. Și acum, dragii mei, bunica a murit de vreo 12-13 ani. Și băiatul cel mai mare, unchiul meu, tot departe de Domnul. Știa adevărul, tot departe de Domnul. I-a plăcut viața, băutura, lucrurile din viața asta. Dacă al doilea frate s-a întors la Domnul, fratele mai mare nu s-a întors. Și acum am primit un telefon ceva timp în urmă de la mama și zice unchiul este la spital. S-a dus să facă o operație de apendicită, de fiere și de fapt l-au găsit că are cancer la pancreas. Și pe patul de spital, când s-au dus frații care mai sunt în viață la el, așa cu fața, cu lacrimi în ochi, se ruga și zicea, de ce nu mai fi întors eu la Domnul mai devreme? Zice, când îmi spuneați voi și eram puternic, de ce a trebuit să ajung aici, la spital? N-ar fi fost bine să mă pocăiesc și eu mai devreme? Acum, dragii mei, e bolnav, nu se știe câte zile mai are, dar are o bucurie în suflet că s-a întors și el la Domnul din toată inima. Dragii mei, o rugăciune a bunicii 40 de ani. Să părea că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Dar bunica nu s-a descurajat. Pentru că doar o mamă știe ce înseamnă să spese de copii. Dragii mei, vă zic un lucru. Nu încetați să înălțați rugăciunile dumneavoastră. Pentru copiii dumneavoastră, pentru soțul sau pentru soția dumneavoastră, pentru vecinii dumneavoastră. Poate că Domnul pare că nu aude un an, doi, cinci, zece, dar rugăciunea aceea nu trece neascultată pe lângă urechile lui Dumnezeu. La momentul în care Dumnezeu va considera potrivit, Dumnezeu va răspunde așa cum știe El că este cel mai bine. Și să știți că numai atunci când aștepți un răspuns, îl prețuiești cu adevărat. Să ne ajute Domnul, dragii mei, să ne credem în Domnul cu toată inima noastră. Și așa cum omul acesta bolnav la poarta templului a așteptat până a primit răspunsul din partea lui Dumnezeu, să așteptăm și noi.
Pentru că la el s-au mai pocăit încă 5.000 de oameni. Noi nu știm ce rezultate vor apărea atunci când Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre. Domnul să ne binecuvinteze în acest sens și să ne dea putere ca să așteptăm în tăcere și cu credință ajutorul Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.